Prieteni, în câteva secunde suntem gata să începem. 6, 5, 4, 3, 2, 1 și bună seara, bine v-am găsit, colegi, prieteni, dragi oameni, cetățenii Republicii Moldova și toți cei care sunt interesați de online, spuneți-mi dacă se aude și dacă se vede. Dacă se aude și dacă se vede, dați-ne un feedback în chat-urile noastre. Vă rog foarte mult, bună seara, bună seara. Lume bună, se aude, se vede? Dați-ne un plus dacă noi ne auzim, ne vedem, dacă legătura este cu voi, așa, totul e ok, câte o leacă de fiecare, așa, se aude și se vede, super, 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 se aude și se vede. Deci, prieteni, cum spuneam sâmbătă, un experiment pentru noi, apropo, vrem să vedem dacă weekendul e pentru webinare, e primul webinar din viața mea în weekend. Și vreau să văd dacă o să fie comod pentru oameni. Am avut 760 de înregistrări, momentan sunt 64 de oameni până când, dar după statistică, de obicei, la noi în 5-10 minute se adună oamenii până primesc e-mail-urile, până încep să vadă ce, cum, încotro și de unde. Vă spuneam despre tematica de azi, va fi despre... Vreau să fac bani din online, ca liber profesionist. Nu uitați că o să fie și înregistrarea acestui webinar. O să o primească cei care o să stai până la urmă, cei care o să fie mai activi. Webinare fizice vor fi, Sergi, nu știu, puțin probabil, habar n-am. La noi înregistrarea merge, tot ok? Super! Înseamnă că noi suntem gata să începem. Discutăm despre freelancing, discutăm despre cum să faci bani din online. Dacă condiția e una, domeniul digital marketing este aproape sufletului vostru și aproape felului vostru de fi. Așa că spuneți-mi, vă rog mult, cei care s-au adunat până acum, 70 plus persoane, cei care privesc în reluare, pentru că o să fie vreo doi care o să o facă. Diferența dintre a privi prin reluare și a privi acum este că noi, pentru cei care doar acum, pe perioada webinarului și la final, o să avem cadouri. Cadouri, ceva să dăm. Precis, azi nu vindem, e că trebuie să știți că nu avem ofertă de cursuri, nu știu ce. Azi vreau să șeruim content despre cum un freelancer poate să devină sau cum cel care este să reușească să facă treabă în domeniul ăsta. Dați-mi voie să mă prezint în câteva secunde, dar vreau să văd, mă prezint într-o secundă sau 10, cine din cei deja peste 80 de persoane sunt prima oară la noi în webinare. Nu ați auzit de Talmazan, sunteți prima oară, puneți 1. Cine mai fost, puneți 2, 3, 5, 10, de câte ori credeți că ați fost la webinarele noastre. Am avut vreo peste 10 webinare, cred că. Cine prima oară? Ca să-mi dau seama, poate sărim peste prezentare și mergem la content sau poate trebuie să fac două, trei cuvinte despre 1, 1, 1. Eu, apropo, că mă uit aici, să știți că mă uit la voi. Ai, încă nu văd nici un om care m-a văzut încă vreodată, vă urmăresc pe TikTok. Am înțeles, ok, bine de știut și sursa, mersi, de feedback. Cursuri fizice sunt webinare, la moment sunt interzit. Așa! Colegi, eu înțeleg că noi trebuie să facem cunoștință și cu voi și despre mine. Trei slide-uri ca să vă dați seama ce fac eu. Mie îmi spune Dumitru Talmazan, eu sunt certificat Facebook, sunt executive MBA certificat, antreprenor digital, de peste deja 6 ani de zile lucrez în domeniul social media, sunt speaker internațional și expert în digital comunicare, administrez câteva afaceri active, ASAP Digital Team, Talmazan School, Kick Social Work, Prom Capsula, proiecte care, apropo, proiecte care noi cu voi când discutăm despre partea asta de... despre ce vorbim, de ce vorbim, este perspectiva acestei experiențe. Nu vin prin zona gen am auzit, vă povestesc vouă, azi voi spune prin prisma celor multe, multe sute de mii de euro care noi le-am cheltuit în formatul de publicitate pentru clienții noștri, buget administrat de către SAP Digital Team, sau celor peste 3.000 de absolvenți cu care noi deja am discutat. Freelancing a fost una din etapele mele, respectiv pentru cei care o să vrea să meargă în calea asta, azi vor fi cunoștințe foarte multe. Ca de fiecare dată nu uitați
să mergeți pe direcția de notițe, Instagramul meu talmazan.media, puteți face un tag și la final o să avem o serie de întrebări-răspunsuri pe direcția asta. Așa, ce vă urez pe Instagram, TikTok, Instagram, Valeria, prima oară, nu am auzit, Irina, budem znacomă, o continuăm discuția în continuare. Respectiv, eu am început activitatea mea tare de mult, din necesitate. Cam așa arătam eu 10 ani în urmă. Respectiv, momentul când eu am început să fac antreprenoriat, speaker internațional, Dumitru Talmazan, faceți cunoștință, cam perioada era când, știți, când Nokia dansa, respectiv, social media a meu a început într-un moment în care eu aveam o agenție digitală și am încercat să creez conținut pentru agenție. Adică eu am mers prin zona de necesitate mai mult, în care apăreau ca așa postări în care neapărat era bună dimineața, o cafea, postări în care noi aveam activitate diferită. Respectiv, calea mea în social media a început prin perspectiva că trebuia să fac. Nu prin perspectiva că asta era trend, că asta era posibilitatea să dezvolți afacere X2, X3, X5. Eu pur și simplu făceam pentru că cum azi e Clubhouse-ul, da? Intri și faci ceva acolo care are iPhone și a fost pe acolo, respectiv fix așa și la mine s-a întâmplat. Ca după care eu să încerc să sep tot mai mult și mai mult și mai mult. În două slide-uri, calea mea a fost cam în formatul ăsta. Mai ieri eu am început ca freelancer în propria afacere, într-o activitate de un centru de copii, eram PR manager, Adra Moldova, după care eu am fost în companii ca angajat, 2015, 2016, 2017, după care, după 2017, am deschis propria afacere, pe perioada 2018-2020 am activat ca speaker Business Moldești, Universitatea Sinergie, Reputation House, am creat companii și ducem activitatea în peste 4 țări, ca speaker și ca moment, azi fiind în sute de branduri consultant, elev, profesor, prestator de servicii, toate aceste branduri într-o formă oarecare au beneficiat de consultanța noastră, consultanța de training-uri și consultanța de instruire sau moment. Dați-mi un foc sau un go dacă noi suntem gata să pornim, pentru că introducerea mea cam e gata. Scopul ei era să vedeți că azi despre freelancing vom vorbi prin perspectiva unui fost freelancer și vom vorbi despre perspectiva în care am ajuns eu o afacere care are o capacitate de producere până la 50 de clienți și în industria dată profitul unei afaceri în domeniul de social media începe de la 5 la 50, 100 de mii de euro pe an. Despre asta o să discutăm azi și o să vedem ce facem. Go, 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 super! Vă spuneam că o să avem neapărat cadouri la final pentru toți cei care rămân, sunt și nu uitați să faceți și un tag, numai eu trebuie să arăt frumos când voi faci tag și screen-uri. Vă rog frumos, aveți grijă de asta, de imaginea mea online. Cu ce începem? Începem cu un moment crucial care vine drept fundament. Vreau să creăm topicuri și discutăm despre ce fel de perspective vine să descoperim această profesie de freelancer. Ce este un freelancer și în ce direcție merge în momentul ăsta? Vreau să discutăm azi despre platforme recomandate, ce o să discutăm, despre forme de colaborare, despre costul și responsabilitățile pe care voi puteți le aveți, despre un start și de unde startul ăsta poate fi, cât puteți să costați, de ce puteți costați și de ce azi un freelancer poate să fie o soluție pentru cei care sunt studenți, pentru cei care lucrează la un job și mai au 2-3 ore libere, pentru mămici care stau cu copii, pentru cei care vor să-și deschidă o propria afacere și freelancing-ul poate fi o etapă între. Vreau să fiu sincer cu voi.
Elementul de bază în contextul dat este că freelancerul sau persoana care lucrează pe cont propriu câteodată este și antreprenor și cel mai important este că dacă vreți să creșteți la un venit de 1, 3, 5 mii de euro, astăzi vorbim despre aceste cifre și cum ajungem la ele, ca freelancer, va trebui să dezvoltăm nu doar abilitatea de expert, care e must have, dar să dezvoltăm și abilitatea antreprenorială și abilitatea de gândire antreprenorială. Așa, pot promova momentul că sunt la noastră la webinar. Da, Sergiu, dacă înțeleg că dacă poți face stories, cu siguranță transmite prietenilor să intre la mine în stories. Apropo, ultimul stories, dacă faceți swipe, nimeriți direct în live room, adică direct în webinar, fără ca să vă înregistrați și pe urmă să vină e-mail și tot așa în direcția asta. Așa că puteți face un tag și spuneți că ultimul stories la Dumitru este acces la webinar despre freelancing. Și să ajutați, spunem așa, prietenii voștri cu un sfat în zona asta. Eu vreau să începem și noi începem cu o introducere. De la ce începe calea unui freelancer? De la ce începe calea unei persoane care vrea să lucreze pe cont propriu, unei persoane care vrea să activeze 2, 3, 5, 4, 6 și mai multe ore ca expert în digital comunicare, ca social media manager, ca freelancer pe SMM, cum îi mai spune lui. Primul de la ce pornim, asta este calibrarea. Deci primul moment este calibrați-vă în ce fel de rețea socială voi vreți să activați. Nu este exclus că momentul nostru va fi că noi vom lucra în 1, 2, 3 rețele sociale. Dar din câte vedeți, în slide-ul nostru există, spre exemplu, noi avem în Republica Moldova Facebook-ul, Instagram-ul, după care așa după popularitate, Одноклассники, TikTok-ul, YouTube-ul, ВКонтакте, LinkedIn-ul, Twitter-ul, și mai nou și Clubhouse-ul la fel a apărut pe orizontul nostru. Ceea ce creează o leacă și perspective și o leacă și probleme. De ce primul pas, puneți, 1, mă apreciez cu rețeaua socială în care eu voi fi expert. Vreau să vă spun că eu am făcut o greșeală la începutul activității mele. Greșeala consta în faptul că eu am început să comunic și să fiu omul care dă traininguri în toate rețelele socializare. Dădeam și pe Одноклассники, și pe Instagram, și pe Facebook, deci LinkedIn, gen pistetări, pentru că dacă ai mai multe produse, dacă ai mai multe servicii, mai mulți bani să faci. Nu-i corect. Alegeți o rețea socială. Alegeți, și să vedem, un rol în contextul ăsta. Ca să fie mai ușor să mergeți în adâncime și să vă asociați corect cu acest domeniu de activitate. De aceea, primul moment, ne apreciem cu rețeaua socială. Al doilea moment, care vreau să-l discutăm, asta este să privim un pic prin perspectiva acestei industrii. Ce forme de colaborare, în general, sunt prezente în social media, în digital comunicare și cam cât ele costă. Puteți vă faceți și screen-uri la acest tabel, pentru că, în principiu, noi avem trei forme de colaborare și aceste trei forme, practic, freelancerul va migra prin ele către succesul lui și aceste trei forme de colaborare vor fi fundamentul comunicării noastre în digital. Prima formă de colaborare este freelancerul, despre care noi azi discutăm, pe urmă este in-house-ul și outsource-ul. Deci sunt trei perspective în digital comunicare. Dacă voi începeți cu freelancerul, voi puteți să rămâneți la această etapă. În câteva clipe o să vedeți unde este plafonarea acestui nivel și după asta o să aveți două căi. Ori mergeți spre in-house sau mergeți spre outsource, vă creați propria agenție sau vă angajați la o agenție sau la o companie mai mare. E crucial momentul ăsta și o să-l întâlniți, este ireal să nu vă întâlniți cu această dilemă, ori deloc nu facem, ori mergem mai sus, ori rămânem tot pe locul ăsta, ori luăm la stângă-dreaptă. Realitatea vieții, de aceea
Așa, o luăm ușurel, ca să se conecteze toată lumea. Așa, peste 140-150 de oameni sunt. Vă salut pe toți cei care s-au conectat. Discutăm despre freelancing și despre perspectiva unui freelancer. De la ce să începi sau dacă ești, încotro poți să mergi. Respectiv, uitați-vă. Dacă noi vorbim despre partea de roluri, eu aș vrea azi să atragem atenția la rolurile care la noi țin de ce în piață să știi despre asta și ce în realitate încotro merge trendul. Este rolul de social media, da? Este rolul de project manager, așa zisul project manager, social media manager. Ce face social media manager? Și voi puteți să vă asumați în cadrul unei rețele sociale acest rol. El nu este acea persoană care face tot, sau nu întotdeauna. În companiile mici, medii, da, el face și text, el face și design, el setează și publicitate, el setează și analitica, face și site-uri, câteodată răspunde la telefon, și mai face, da? Vă regăsiți printre aceste momente când vedeți anunțul de angajare, căutăm social media manager. E încă în piață acest trend, dar eu v-aș sugera ca voi ca freelancer să nu mergeți în zona asta. Nu mergeți în zona eu să sămămșic. Mai bine mergeți în zona eu sunt expert în. Spre exemplu, dacă priviți la acest tabel, este designer, copywriter, traffic manager, stories maker, analytic manager. Adică noi vedem că posibilitățile noastre la nivel de a face mai mulți bani sunt de a ne nișa mai concret. Deci, în rusă este așa un termen răspâlenie. Cu cât mai peste tot, cu atât valoarea voastră poate fi mai mică. Și încă ce o să fie capacitatea de producere limitată. Deci, pornind de la roluri, al doilea punct, primul, am ales rețeaua socială, spunem să fim Facebook, Instagram, sau vreți doar Instagram, sau vreți Clubhouse, TikTok, Instagram, sau Instagram, Facebook, YouTube. Vă apreciați cu rolul vostru. Project manager sau SMM manager este persoana care coordonează activitatea la tot SMM-ul în contextul dat, adică el este un fel de project manager. Copywriterul scrie texte și el poate scrie pentru 30-50 de branduri texte pe lună ușor, dacă brandurile sunt în social media de asta, din Moldova. Media managerul, la fel, poate să aibă și 30 de proiecte și să seteze publicitate calitativă pentru bugete de 100-200-300 de euro per proiect. Analytic managerul poate analiza foarte multe proiecte, până la 100 de proiecte poate să aibă, care el în fiecare dimineață și seară, pur și simplu, se uite la 10 parametri, dacă acolo tot e gine, înseamnă că campania rulează ok. Stories maker, aici e leacă mai complicat, aici ține că voi va trebui să îmblați de urma mea și să faci stories-uri, ori eu să vă dau videouri, iar voi aveți abilitatea de montaj între aplicații, vă place chestia asta, respectiv voi puteți merge stories maker. Mai nou, o săptămână, două în urmă, puneți în plus cine are iPhone și s-a înregistrat pe Clubhouse, a apărut profesia, în două săptămâni, oameni buni, a apărut profesia de moderator. Respectiv, eu mă conving încă o dată că astăzi afacerile sau specialiștii sau copiii noștri, ei nu o să mai aibă funcția de business și administrare, adică asta e tot și au putut să învețe, într-o două săptămâni. S-a creat un job nou. În Moscova deja sunt anunțuri, costă 30.000 ca eu să fiu moderator pentru afacerea ta sau să-ți lobez interesele în contextul dat. Sergiu spune asta corect, am făcut ceva și să greșeală până... Da, focusul contează despre el să vorbim. Ce trebuie să știți partea asta de ce tip de și în ce direcție la noi merge momentul? Deci, luăm în vedere că freelancerul este persoană liberă, profesionistă, el poate să combine, el poate să lucreze pe cont propriu, e un soi de nivelul întâi de antreprenoriat. In-house este persoana care va veni la serviciu de la oră la oră, va face doar lucru, fără logistic, fără strategie de dezvoltare și căutare de clienți, pur și simplu va face job-ul bine. Ori pe SMM, nagaruchi, nagănoghi, ciudă-iudă, celăvec, ori concret, el se nișează ca media manager, analytic manager, copywriter sau project manager, tobiș SMM-șic, da? Sau este outsource,
El deja evoluează din freelance spre agenție personală, spre proiect personal și în contextul ăsta el deja este mai cotat. Avem noi așa un element legat de supereroi și aici vine zona de fără oameni nici o afacere nu are izbândă. Respectiv, dacă tu ești un student care are jumătate de zi liberă, are dorință de a face 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 de euro pe lună, ești gata să dedici timp, ai anumite abilități, ești tipul de om care îl mănâncă într-un loc întotdeauna și el sapă continuu, atunci este șansă că tu în foarte scurt timp să poți obține acest succes. Uite-te încă o dată la acest screen care apare pe ecran la tine. Care din roluri pentru tine sunt mai aproape? Pentru că, spre exemplu, project manager îl poți iei până la 2000 de proiect. SMM-ul poți iei de la 500 la 1000 de lei pe pagină. Designerul poate să iei la 100 de lei, 50 de lei de postare, până la 2000 de lei pe client pe lună el poate să aibă. Copywriterul de obicei lucrează pe cantitate de cuvinte, dar el la fel poate să aibă și 1000 de lei. Traffic managerul costă de la 500 până la vreo cât poate să vândă el, dar din practică freelancerii costă de la vreo 500 de lei până la 3-5 mii de lei în contextul ăsta, la nivel de specialist care poate seta publicitatea. Respectiv, fiecare funcție are anumite responsabilități. Fiecare funcție are anumită perspectivă de creștere și dezvoltare. Ceva a fost popular înainte, spre exemplu, SMM-ul și copywriting-ul, pentru că înainte postările erau fundamentale. Azi, la nimeni nu trebuie postările voastre. Respectiv, azi este cotat traffic managerul, analytic manager, story maker-ul, community management-ul. Deci, voi trebuie să aveți așa două urechi și pot și trebuie. Ce pot eu să fac? Spre exemplu, eu ca specialist, și eu nu-s bun în copywriting. Eu în copywriting înțeleg, îl văd, pot să mă expun, dar să fac asta, nimai eu. Da, știți asta? Nu, nimai eu. Însă mie îmi place strategia. Eu știu să setez campanii, eu pot să fac analitică, eu mă pricep alea că l-am montat anumite chestii, adică eu am anumite abilități. Și atunci eu am două căi. Sau eu merg pe calea care poate să-mi aduc mie și plăcere și bani, sau merg pe calea și să șer în piață. Au nevoie de copywriter? Nu pot, dar mă duc pentru că nici eu nu pot și eu oricum mă spot mai gine ca dânșă. De aceea aveți grijă în ce fel de roluri voi vă asumați, în care din rețele sociale, pentru că noi avem și plusuri și minusuri în fiecare din roluri. Spre exemplu, uitați-vă, freelancerul, în comparație, indiferent de rolul pe care vă să-l luați, pentru că noi dacă vorbim de rol, copywriter, designer, media manager, analytic manager, toate aceste roluri sunt prezente în toate trei forme. Și freelancer, și in-house, și outsource. Respectiv, în contextul freelancerului, el are un minus foarte mare, e mică încredere în piață. Dar freelancerul are o flexibilitate foarte mare, are responsabilitate mai puțină, însă poate să dezvolte, managementul timpului poate să facă. Venitul lunar a unui freelancer dedicând o oră, două, trei pe zi, este de la 2.000 la 8.000 de lei, însă cheltuieli are vreo 1.000-3.000 de lei. Și merg cheltuieli, telefon, internet, la cafea să întâlnească cu clientul, adică teoretic poți să faci de menționat. Eu cunosc freelancer care fac 3.000-5.000. Chiar mi se pare că este aici în grup acum o persoană care face 2.000-5.000 de euro ca freelancer și eu îți zic gata, больше не хочу, не буду, mă duc mai departe. Etapa la care au ajuns, pe la urmă de prezentare o să vedeți încotro e calea oamenilor, dar asta este realitatea. Sunt oameni care câștigă 5.000 de euro freelancer, nici business-urile digitale, agențiile nu câștigă atât cât câștigă un freelancer. Dar acestea sunt mai multe excepții.
Din experiența consultărilor, din experiența pieței, cum o sunt eu și prietenii cu care comunicăm și ce vedem noi în piață, un freelancer poate câștiga foarte simplu 200-300 de euro, foarte simplu, foarte mediu 500 și destul de real 1000. Mai mult de 1000 deja se discută. Dar se pune la fundament creierul tău, se pune la fundament timpul tău și abilitatea ta și de a te vinde pe tine și de a face lucru calitativ și de a simți această zonă, care din roluri sunt mai interesante. Spunem, dacă să comparăm elementul următor, la noi vine partea de in-house, aici încrederea e mai mare, când tu ești un angajat în domeniul dat, încrederea e mai mare, flexibilitate mai puțină, că trebuie să vii la oră la oră și asta pe unii în apregaet, respectiv autodezvoltare nu atât de mult cere și managementul nu trebuie să faci, vapșie managementul nu trebuie să faci, pentru că elementul vine la nivel de client să-ți aduci și companie. Adică tu n-ai nevoie să cauți clienți. Ți-o dai de lucru? E ok. Nu ți-o dai de lucru? Nu e ok. Și al treilea la noi este agenția. Aici venitul tău, apropo la precedentul, venitul este de... de la 5 la 15 mii, poți aibă un angajat în social media și cheltuieli respectiv are mai puține. Agenția poate câștige de la 100 la 500 de mii pe lună și cheltuieli are de la 50 la 200 de mii. Adică teoretic de la 5 la 10 mii de euro poți face pe lună o agenție, proprietarul agenției, spunem așa, bani din digital comunicare. Respectiv, recapitulând, primul mini bloc. Atenție, să am o întrebare. Cât sunt? 130 peste 5 de persoane. O să am o întrebare. Momentul important din viața voastră, ca decizie pe care voi vreți să o faceți, este 1. Vreți voi în digital să mergeți să activați? 2. Ce fel de platformă este platforma în care voi rezonați? Vreți să vă percepeți sau deja vă percepeți? Și credeți că este viitorul. Contacte, Facebook, Instagram, LinkedIn, Clubhouse sau în care. 3. Ce fel de rol vreți să vă asumați? Project, copywriter, designer, SMM sau combinat, eu bun și designer și vreau și media. Ați fi cam greu să combinați aceste două roluri, dar este posibilitate. Și cât de adânc veți merge, cât mai adânc mergeți în expertiza voastră, cu atât mai mult voi costați și cu atât mai puțini roluri voi îndepliniți. Deci momentul ăsta e foarte important de înțeles. Repet încă o dată. Cu cât mai adânc voi mergeți în zona de expertiză, cu atât mai scump voi veți fi cotat. Însă cu atât mai puține roluri voi veți îndeplini, pentru că nu poți fi bun în toate. Așa că voi decideți cam care e strategia. Întrebarea mea pentru voi este următoare. Priviți la ecran, sunt câteva roluri și spuneți-mi azi, voi cine sunteți? Project manager, social media manager, designer, copywriter, traffic manager, poate combinat ceva, story maker, analytic manager. Cine tu azi ești? Ce rol tu îndeplinești în companiile, în lumea în care tu lucrezi ca digital marketer? Scrieți, sunt AISTA. Sau, dacă nu ești, poți scrie așa, vreau analitic. Ca să înțeleg, poate cineva după webinarul de azi se va inspira să devină expert în digital comunicare sau angajat sau freelancer sau ca domeniu de activitate. Olga Project, haideți, 135 de oameni, eu cred că trebuie să fie vreo 135 de răspunsuri minim. Așa, project manager, copywriter, vreau, Sorin, vrea, ok, vreau, SMM, copywriter, designer. Eu, Anastasia, designer, știți că e foarte greu să găsești designeri. Foarte greu designer să găsești. Designer, vreau să mă aprofundez în story maker. Super strategie, Liliana. Super. Project manager, vreau project manager. Media planner, vreau. Vreau analitic. Vreau freelancer. Înțeleg. Fiecare din voi trebuie să nu uite un lucru.
că echipa creează istorie. Deci, ori voi, dacă mergeți pe rolul de freelancer, voi veți fi parte din echipă, voi veți colabora probabil. Spre exemplu, eu când eram, lucram pe zona de freelancing, eu eram media manager, eu setam publicitate. Eu aveam cunoștință în copywriting, eu scrieam textele și dădeam la verificare. Știam că eu n-am scriu tare gine. Nu știam bab și designul, deși eu designul dădeam la oameni. Luam bani de la client și redistribuiam o bucățică la copywriter, o bucățică la designer, îmi rămâne și mie o bucățică și ea, că așa s-a pornit activitatea în zona asta. Când m-am angajat, eu m-am angajat deja ca project manager. Și atunci în subordinea mea era copywriter, designer, media manager și eu doar conceptualizam și aveam grijă că asta se întâmple. După care când am avut agenție, a fost elementul de echipă în care eu trebuia să strâng toți oamenii ăștia. Și copywriter, și designer, și deja modelul total schimb în activitatea asta. Respectiv, haideți să vedem de unde noi pornim dacă vrem să mergem pe zona de freelance. De unde noi pornim? De unde noi trebuie să începem? Am pregătit pentru voi așa o chestie. Mie îmi place mai mult să formulez ceva de genul liber profesionist decât freelancer, pentru că cumva e un termen care nu-mi place mie. Așa că haideți să vedem cum este să devii liber profesionist. Sunt câteva direcții, câteva pași și vreau să descoperim împreună 10 pași spre libertatea ta profesională și creșterea financiară. Eu vreau să menționez că acești 10 pași trebuie și pot și te vor face să poți câștigi de la 100 la 1000 de euro pe lună prestind servicii de digital comunicare pe platformele indicate mai sus în rolurile menționate și azi vreau să vă descompun 10 principii care dacă nu le respectați n-aveți nicio șansă să câștigați acești bani. Dorința, ceea ce ați spus vreau, vreau să încep freelancing infografice, de unde să încep și ce să iau un calcul, fie că para deja învăț cum să acționez. Adrian, te rog mult, dacă putem spre final să mai repeți întrebarea, o să discutăm despre problema fiecare, că eu să nu mă dezbat din zonă. Văd că foarte mulți ar dori și elementul ăsta e fundamentul business-ului, fundamentul acțiunii vieții noastre, dorința. Dar fiți de acord că dorința nu este de ajuns. Fiți de acord că pur și simplu să vrei, toți vor. Nu am văzut oameni care să nu vrei să câștigi 500 de euro așa în șor, fără să nu facă nică. Întrebarea este ce poți să dai tu acum. Sunt trei ingrediente înainte să începem activitatea noastră. Este că timpul, banii și oamenii sunt cheia succesului într-o companie. Pentru un freelancer, ce trebuie să însemne asta? Timpul, asta este cât timp tu ești gata să dedici pentru creșterea ta. Banii sunt cât timp tu ești gata, câți bani tu ești gata să investești în brandul tău personal, în hainele tale, în călătoriile tale, în studiile tale, în cursurile tale, în tot ce te împachetează pe tine ca expert și oamenii, ce fel de oameni te înconjoară pe tine. Cu cine tu te tusui? Dacă acum voi stați în webinar și spuneți, da, eu vreau freelancing, eu vreau 1000 de euro, și după asta vă plecați și cercul vostru de prieteni spune, hai mai tai, băi, las tu freelancing-ul ăsta, am auzit noi că am mai jeală de asta. SMM-ul ăsta, vabșe, la nimeni nu trebuie. Respectiv, 10 pași pe care vreau să vi-i propun sunt pentru ca voi să vă calibrați și probabil după asta o să vă răspundeți la întrebare, vabșe, trebuie să mă ocup cu asta sau nu? Може, вообще не надо? Adică, може, не надо? Așa, prima, spuneam despre momentul de element, puteți vă face screen, este timpul. Deci cel mai important calibrator în starea noastră este timpul. Ca să nu te afecteze tare, tu trebuie să vezi cât timp tu ești gata să dedici pentru activitatea ta de freelancing. Dacă dedici o oră, dacă dedici patru,
O să fie acuși momente de combinație între zonele astea. Dar întrebarea este cât tu ești gata să lucrezi pentru scopul financiar care tu vrei să-l pui. Eu cred că mai puțin de 2-3 ore pe zi nici nu discutăm. Deci noi nici nu luăm în calcul că noi putem sau am putea într-un ceas să facem 1000 de euro pe lună. Nu un ceas pe zi. Asta 30 de ore. Prea simplu ar fi. De aceea, cu cât mai greu îți vine ție această industrie, cu cât mai puțin te cunoști, cu cât mai, mai multe ore va trebui să dedici în prima fază. Per general, eu azi aș putea să fac lucru, da? Procesat 10 clienți câte 100 de euro, adică 1000 de euro, dedicând o oră jumătate, două pe zi. Adică eu mă descurc cu 10 clienți pe o oră pe zi, eu cred că foarte simplu. Respectiv, eu mi-ar rămâne 7 ceasuri prosta să mă dezvolt sau să lucrez în altă parte sau să îmi cad de viața mea. Deci, primul element este timpul. Al doilea element care trebuie să vă răspundeți și să vedeți dacă sunteți pe aceeași direcție cu mine este direcția de dezvoltare. Domeniul digital, el se dezvoltă foarte, foarte repede. Vă spuneam, ca element de apariție este și Clubhouse-ul deja, care nu este în screen-uri aici, pentru că prezentarea am făcut-o două săptămâni urmă, dar el două săptămâni urmă a apărut. Și zic, nici nu-l pun a să-l menționez, pentru că e un trend, e o nepaneatcă acolo. La final, dacă să aveți întrebări, pot să vă expun, povestesc istoria mea și experiența mea de o săptămână de acolo. Dar voi trebuie să vă apreciați. Încotro merge momentul vostru. Rețelele socializare evoluează, respectiv ne apreciem că noi suntem, spre exemplu, în Facebook. Ok, ne-am înțeles, avem 3 ore. Avem 3 ore, respectiv, pentru 3 ore, eu sunt gata să lucrez ca expert în Facebook, ca media manager. Apropo, targetolog sau analitic, aceste două funcții pot fi combinate, este cea mai cotată profesie de pe acum, îți poate lua de la 50 la 200 de euro pentru o lună de zile de la brand și 5 branduri chiar la prieteni puteți găsiți, care se promovează nu știu unde și voi puteți preluați aceste branduri. Respectiv, dacă tu ești deja în activitate, e mai simplu. Dacă ești la început, îți dau un al treilea pas care l-am făcut eu și care l-aș pune poate chiar și ca prim pas. Asta este momentul de follow. Ce înseamnă momentul de follow? Momentul de follow înseamnă că voi trebuie să găsiți azi seara, să căutați în online oameni care se ocupă fix cu ce și vreți voi să vă ocupați. Fix cu ce vreți voi să vă ocupați. Vreți și media manager sau vreți agenții, găsiți oameni care sunt proprietari de agenții sau targetologi sau copywriteri. Căutați top 5-10 oameni și dați-le follow. Dați-le follow și încercați să vedeți cum îi trăiesc, ce cărți recomandă. Algoritmul Google, pe YouTube puteți să-i căutați, sau Google, sau Facebook, algoritmul oricărei platforme în online o să înceapă să vă înțeleagă peste vreo 2-3 zile și voi o să vedeți că vă recomandă încă și alte rezultate. Dar e crucial ca fluxul vostru informațional în cap să vină de la oamenii care sunt azi în top. De ce? Pentru că ei au trecut atât calea asta și ei au fost ca voi. Și ei pot să vă spună să nu mergeți la stânga, să nu mergeți la dreapta și să mergeți ca o lecție cu o lecție mai la stânga. Deci primul pas, în al treilea punct discutat de azi, este follow, să căutăm și să vedem ce fel de persoane sunt la noi în zonă. Un al patrulea pas important, înainte de a începe sau începând lucru, ce facem noi? Noi începem să săpăm tot mai adânc și mai adânc. Un freelancer, un expert care are treabă cu publicitatea, comunicarea, cu marketingul, nu are dreptul moral să facă doar să mai am niște posteri și butonul bus post, fără să mai citească vreo carte, să ascultă vreun interviu, să mai vorbească cu oameni deștepți din domeniul marketingului.
Voi trebuie să vedeți și asta NLP-ul, și asta marketingul, și asta avatarul clientului, și asta jobs to be done, și asta customer journey map-ul, și asta pâlnii de vânzări, și CRM. Voi trebuie să vă dezvoltați viziunea voastră, chiar dacă faceți simple posteri. Țineți minte, adâncimea. Cu cât mai adânc voi vă duceți în expertiza voastră și aveți un mindset dezvoltat, cât mai mult voi costați. Dacă tu vii la mine la lucru, spui, Dumitru, apropo, noi pe toate joburile avem funcții vacante, pentru că avem, apropo, și o funcție, scrieți în Instagram, cine are grafic specific, ne trebuie angajat de la ora 1 ziua până la 12 noaptea. Noi avem agenție în Chicago și acolo, știți, amuia taman să începe la dânși ziua de lucru, respectiv, nou ne trebuie persoane care să lucreze în smena de noapte. Noi creăm echipă care să lucreze 24 în 24. Respectiv, a să vii și să spui, Dumitru, eu vreau! Vreau să lucrez sau am nevoie de lucru. Și eu când te întreb ce înseamnă CPM, ce înseamnă CTR, poți crea business manager, poți să decompui o strategie de marketing, poți să spui în pâlnii câți bani trebuie ca să avem 30 de clicuri? Spui, nu, n-am auzit, nu, eu la început. Și salariu vrei? Nu vreau așa, să ne ajungă să trăiesc. Vreau 10.000 lei. Este un salariu normal, eu spuneam, un media manager primește de la 5 la 15 într-o companie. Întrebarea nu este în 10, nu este în 15, întrebarea ce poți tu să-mi dai azi. Dacă tu vii la mine și îmi spui, Dumitru, eu mă uit atât și tu zici, e că așa sau normalnă sau nenormalnă, e că uite, 1, 2, 3, 4, eu văd asta așa. Dacă vrei ca creierul meu să fie cu tine în echipă, eu cost atâta. Voi puteți vă permiți așa retoric? Azi eu pot să-mi permit să nu fie că mă auto-sisizez, dar eu azi pot să-mi permit retorica să mă duc la oricare din companii și să-i spun și ce trebuie să fac și spun dacă vrei, asta costă atâta. Pentru că eu știu și eu știu. De aceea nu așteptați să treacă timpul și nu așteptați că cineva pe voi o să vă susțină pentru că voi vreți. Săpați adânc. De aceea în procesul ăsta de start, când noi dăm start la procesul nostru, noi trebuie să începem să săpăm tot mai adânc și mai adânc și mai adânc în tematica care noi ne-am focusat. Adică, țineți minte, v-am spus, este rol și în cadrul rolului este direcția. Apoi că tematica asta trebuie dezvoltat. Nu SMM-ul general. SMM-ul general este overview, general communication, dar noi ne luăm ca media sau ca analitic sau ca Storymaker, acolo o lume total nouă, dintre montaj, dintre Canva, cut story, videolip, adică de figa. Și atunci este șansă foarte mare ca tu să fii în temă, cum s-ar spune. Noi suntem la pasul 4, pasul 5, la noi o să fie despre instruire. După ce tu ai făcut o leacă de research, după ce tu ai făcut o leacă de căutare, ai găsit, ai început să urmărești oamenii care îți par că au obținut succesul acolo unde tu te duci, ai început să cauți cărți, video, chestii, momente gratuite. Deci noi investim bani, gratuite. Este următoarea etapă care ține de instruire. Această etapă de instruire presupune o chestie în care voi ideal în contextul dat, să vă duceți la cei care i-ați urmărit din top și să-i luați cursurile de dânși. De obicei, iau toți cursurile. De exemplu, dacă cineva rezonează cu filosofia care discut eu, dacă cineva urmărește activitatea mea, vede veniturile care le-am făcut cu agenția, cantitatea de studenți, succesul care noi îl avem în Republica Moldova și rezultatele care putem să le arătăm și care sunt adevărate și este feedback, sute, mii feedback-uri în online despre cursurile Talmazan School. Și dacă tu rezonezi, atunci ar fi corect să te duci la Talmazan School. Dacă rezonezi cu un alt speaker, du-te la dânsul. Pentru că tu, informația trebuie să fie calibrată încă la starea emoțională care noi avem între noi. Adică dacă eu cum mă vorbesc și eu te irit pe tine, cât de bine eu n-aș preda cursul, știți când omul te enervează, dar nici nu ți-a făcut? Nu e că te uiți la dânsul și
Nu, nică nu i-a făcut. Nu, nu, nu pot suferi. Nu, ni s-a hodit cumva ar fi. De ce? Dacă voi ați ales topul vostru, instruirea, punctul 5, este un punct de răscruce pentru voi, ca voi să mergeți la acest expert, să luați instruiri individuale, să luați instruiri de grup, să luați instruiri online, să luați consultații, mentorate și vreți. Luați ceva care o să vă dăie mai mult decât acel gratuit, pentru că voi o să aveți un contact mai deep. Ok? 5 din 10 noi le-am trecut. Vreau de la 1 la 100 să-mi spuneți în chat pe cât de relevantă este discuția noastră, pe cât noi avem, pe cât este sens în tot ce noi vorbim, pe cât vă regăsiți voi ca oameni care au interacțiune cu digitalul sau vor să aibă, de la 1 la 100, vă rog foarte mult, eu mă uit, sunt oameni care au pornit, Victor a dat de asta, trendul de 100, așa, cu permisiunea dumneavoastră. Este Irina 70, Irina, eu am mă stărus și mai laconic. În următoarele 5 puncte sperăm să întoarcem. 99, Olga, au zis, Paula, încercăm. Ok, cât de cât direcția e pozitivă. Freelancerul este o etapă. Pur și simplu, rețineți acest moment. Freelancerul nu este cariera voastră. Freelancerul este o etapă în care tu mergi acolo unde îți va fi vocația. Eu nu cred că freelancerul poate fi jobul tău continuu. Pentru că, ia cam uși, după 10 slide-uri, am 2 slide-uri în care vorbești despre răscruce. Nu am în viața mea nicio experiență în care 10 ani la rând să vrei să crească și să crească continuu ca freelancer. Este o limită. Respectiv, trebuie să avem în vedere momentul ăsta. Mergem la punctul 6. Ce faceți voi mai departe? Faceți acțiuni paralele. Adică voi, după ce v-ați apreciat, după ce ați început să faceți instruiri la mentori, la cei care vouă vă place în zona asta, voi începeți să faceți acțiuni paralele. Valabil este pentru o parte din audiență care mă aude și pentru, în general, o parte din audiență care există. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că voi, chiar dacă lucrați, voi puteți să combinați. Voi, în timp ce învățați, trebuie undeva să practicați. Respectiv, voi vă duceți la 2, 3, 5, 4 prieteni și începeți să le faceți ori gratuit, ori să luați cu bani, dar vorbim de punctul 7 acuși cu bani, care înseamnă price dumping, la început de cale, înseamnă că noi trebuie să coborâm prețul. Nu este posibil așa ca nimeni nu știe pe tine. Tu n-ai experiență. Numai după webinarul Talmazan, ți-ai deschis pagina care se cheamă Alejandro Digital și tu vrei să rugi piața, ați vedea muși cât e Talmazan și ați spui, nu, dar dacă el e vreo 300, înseamnă că eu o să iau tot 300 sau 200. Prețul este factorul de valoare pe care oamenii o recunosc în fața ta. Talmazan poate scoși 50 și 1000. Asta nu înseamnă că tu nu poți scoși 2000. Asta înseamnă că tu va trebui să-ți construiești valoarea ta. Eu mă uit la tine și eu înțeleg cât tu coști. Tu ești chevorghi și eu înțeleg cât tu coști. Tu ai lucrat și eu înțeleg cât tu coști. Tu trăiești și eu văd cât tu coști. Bani, atenție, recunoaștere, tot este un cost. Respectiv, când noi vorbim despre price dumping, asta înseamnă că noi, în prima fază, trebuie să luăm vreo 5-10 clienți, să facem o reducere grozavă și să începem la nivel de activitate să prestăm servicii. De ce e nevoie acest moment? Eu, noi avem programul Mentor My Business și sunt vreo 4 freelanceri care participă în acest program și noi avem așa o etapă în luna a doua în care eu spun colegilor, că sunt toate 4 domnișoare,
să meargă la prietenii lor și să... Pentru că noi toți doar avem un drug, un cumătru care are un business, un șinamantaj, o brutărie, un magazin, cu niște hus de închitai și el ori singur face și nu înțelege ce face, ori își cheltui banii, ori el dă cuiva, ori o angajat pe cineva și voi spuneți, nenea Gorea, des eu pe luni de zile, îți fac gratuit, sau iahtă, costă 150, dar ți-ai fac cu 50. Prima luni de zile. Primele 3 luni de zile, maxim, noi dăm așa termen. De ce? 10 proiecte. Dacă tu 2-3 luni de zile vei lucra cu 10 proiecte, tu nu o să faci bani. Tu nu o să câștigi bani, dar tu o să câștigi extraordinară experiență de a modera 10 proiecte, de a răspunde la 10 e-mail-uri, de a seta 10 campanii, de a analiza 10 campanii, de a face 10 postări pe zi, de a răspunde la 10 caractere care să-ți vină într-o zi pur și simplu să-i întorci bani și să zici, na, du-i de ieși numai. Nu-i trebuie nici banii tăi, nici like-urile tăi. Adică există așa clienți și câteodată tu ca prestator ești în rolul ăsta pentru alți clienți. El zice, mai gine, nu-i trebuie postările voastre, ce ați făcut Dumnezeu? Respectiv, plusul cel mare este că în start noi spunem, noi vă facem reducere sau vă facem gratuit, dar spate noi să folosim pozele voastre, logotipul vostru pe site la noi. Pentru că azi tu ești nimeni, tu azi nu ai, nu, gen, tu ai numai un fel de, nu, eu lucrez în SM. Descrierea în profilul tău de Facebook, tăi ce tu ai, arată-i în brandurile tale. La început eu v-am făcut vreo 4 slide-uri. Noi avem peste 3.000 de absolvenți, noi avem peste 300 de companii, peste deja 30 de companii în Mentor My Business, consultanță și instruire corporativă. Adică eu nu am pur și simplu viziune, dorință și vreau. Eu am cifre și aceste cifre eu când le pun pe landing, oamenii când văd, care au nevoie de argumente, ei primesc răspunsul. Deci voi în prima fază, pe lângă faptul că faceți experiența de comunicare, voi încă și vă înarmați cu vreo 50 logotipuri care pe urmă tot o să le folosiți pentru activitatea voastră. Așa, cum arăți, cum vorbești, cum acționezi, egal cu valoarea ta. Da, Victor, de acord, sună bine. Oricare job este, cum a spus Kiyosaki, работа ta care arată ca срочное решение долга срочной цели. Матинка, ну, la ora asta eu, la mine не заходит așa filozofii, сложно. Experiența și conștiința spun cuvântul de fapt. Da, da, Natalia, așa, cred că aici e o chestie importantă cu brandul personal dezvoltat, care îți permite de la început să ceri o sumă bună. Da, Cătălina mea, Cătălina mea, dezvoltarea brandingului personal este ca... fanticul, upacovca, cutiuța de la bomboană. Mergi pe lângă raftul de bomboane, tăteți bomboane. Da? Noi doar nu mergem, noi vedem că este bomboană, 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 da? Să mămșică, să mămșică, să mămșică, să mămșică. Te-ți zic că ies bomboane. Și tu te uiți și violetul este parcă îți pare că acolo nu-i gustos. Dar roșu este așa cu auriu, parcă îți pare ești formă așa, adică împachetarea presupune tare multe lucruri. Eu, spre exemplu, azi am vrut să vin iar în hanorac și eu mă gândeam, zic, să vin poate la cravată. Nu, nu la cravată, eu cravată nu port. Cămașă, pentru că zi de zi eu la costum vin. Și zic, băi, eu vorbesc freelancer, vorbesc cu tineri, cu oameni care vor să facă un 50-100 mii de euro și e ca ei și am ușa stăi după tribună și așa am o retorică din seria bună seara, colegi, vreau să vă salut și să constatăm că circumstanțele care au intervenit pe suprapunerea direcțiilor în paralel a celor care constituie direcțiunea dată, n-as și înseamnă freelancer. Așa eu pot să vorbesc când breduiesc. Dar de fapt, momentul vine că prin tot ce eu am încercat aici ca să pun albastru, galben, roșu, am vrut să fie continuitatea tematice care noi discutăm. Continuitatea tematice care noi discutăm. Respectiv, mergem la 8-lea pas. Asta este, este timpul să te decizi. Este timpul ca voi să vă decideți încotro merge viața voastră. Este timpul ca voi să vă decideți care direcție și mai mult ca atât, nu doar ca direcție, dar să vă decideți că
Dacă până acum ați lucrat undeva, după ce voi ați lucrat o lună, două, trei gratuit sau cu o reducere mai mare, acum este timpul să decidem. Noi mai departe suntem freelanceri combinat cu job sau noi mergem doar pe freelancing sau închidem freelancingul ăsta și nu mai revenim la dânsul niciodată. Adică direcția asta la noi trebuie să fie foarte, foarte clar formulată și noi vedem ce moment noi putem să aducem în următoarea etapă în viața noastră. Decide-te! Eu nu cred că dacă tu lucrezi acum la un job, ai salariu stabil și e că tu de mâine spui gata, ești freelancer, mă duc, Alexandru Petrovici, eu volneaius, eu și eu să mă mișc. Nu-i gine. Sau pentru că, țineți minte, sunt etape. Sau tu lucrezi la o agenție și tu începi, de mâine gata, mă duc pe cont propriu. Și tu primele 3 luni de zile, 4-5, n-ai clienți, n-ai cunoștință, n-ai abilități, tu intri în minus. Tu intri în jostchi minus în sensul ăsta. De ce eu vreau să vă rog că voi, tocmai la etapa 8-a, să decideți, mai rămâneți la lucru sau nu? Dar dacă voi mai rămâneți la lucru după 3-4-5 luni de combinație dintre cunoștință, lucru cu un cost mai mic sau alte detalii, atunci probabil ori așa este circumstanța vieții, ori vouă nu vă trebuie digital și freelancing-ul. Nu tipa după 3-5 luni de zile de-a mă trebuie decis. Și de obicei decis să mergi în zona de freelancing, în zona de expert care începe să câștige de la 500 la 1000 de euro înainte. Așa că pasul nou la noi va veni cu mesajul crește. Următoarea etapă este că noi începem să punem pe proces, noi începem să vedem care este, poate creăm și o pagină, poate noi creăm și un logotip, poate noi începem să facem și niște postări, adică noi deja am decis că noi suntem freelancer. Noi am decis că noi suntem expert, noi am început să facem niște dvijenii, au venit vreo 3-4-500 de euro, noi avem un landing, acolo sunt vreo 10-20-30 de logotipuri, respectiv noi pas cu pas ne dăm seama că noi deja suntem la o etapă în care noi parcă ne-a regăsit. Ne-a regăsit și e că noi suntem. Respectiv, creșterea este momentul în care tu deja începi să pui un CRM, un task manager și mergi spre punctul 10 care este dezvoltarea continuă. Apropo, punctul ăsta 10 este un punct care nu se termină niciodată. Adică un freelancer, un om în digital, el continuu va căuta posibilități de clienți, posibilități de cunoștință, posibilități care să crească serviciul. Adică astăzi o oră de consultanță la mine costă 100 de euro, 4 ani în urmă e costa gratuit, vreo 2 ani în urmă e costa 50 de euro. Adică dezvoltarea mea continuă permite creșterea cecului meu. De ce costă 100 de euro? Și când s-o schimbat de la 50 de euro la 100 de euro? Când noi am văzut că avem mai multe cifre decât este o medie în piață? Când noi am văzut că suntem probabil unici certificați Facebook în Moldova, când noi am văzut că avem MBA-ul, avem top clienți, avem 2-3 proiecte în digital de succes, avem sute de clienți fericiți, avem mii de clienți satisfăcuți, noi am înțeles că la noi vin cereri multe, iar sunt doar 10-12 ore de lucru. Respectiv, ca să faci mai mulți bani, să poți să cumperi tehnică, scoperi, să împachetezi afaceri mai complicate, nevoie din camere. Și asta deja este la nivelul de agenție. Atunci tu crești prețul. La freelancer fix aceeași etapă este, doar că el nu investește în ceva mai maștab, dar investește într-un calculator mai bun cu care el să lucreze, pentru că asta este pâinea lui. Investește în, deja în alte localuri, pentru că alți clienți au venit și el de-a mă cafeaua trebuie să dă 48 de lei, nu 12-3 vadnom, pajalul. Respectiv, dacă să trecem toate aceste 10 etape, dacă să reiterăm că noi pe de o parte suntem aici 100 de persoane care vor și vă să facă în digital, 100 de persoane care vor să înțeleagă că
Eu am o leagă de timp sau pot să-mi fac sau vreau să mă dezvolt ca digital expert sau ca un lucrător bun în social media digital comunicare. Respectiv, sunt acele 10 pași care noi întâi ne apreciem. Cât timp noi dedicăm, ne apreciem ce rețea socială noi avem, ne apreciem în contextul acestei rețele sociale rolul pe care noi îl identificăm, noi vedem care este situația cu followerii, pe cine noi urmărim, identificăm eroii, topul, care în tema asta deja a obținut un succes, începem să căutăm teme adiționale și teme de marketing și social media, începem să ne abonăm la ceva și ăștia și să cumpărăm la dânșă 1, 2, 3 produse, pentru că dacă nu îmi place cum îi vorbesc, dacă nu îmi place unde au ajuns, probabil conținutul care ei să-l livreze o să fie destul de relevant pentru noi, respectiv noi în paralel ne ducem la 2, 3 prieteni și spunem, ai business, n-ai găsesc. Ne ducem și spunem dați gratuit să vă promoveți sau cu reducere de 99%. Și dacă o să vă placă, peste 2 luni de zile o să coste asta 100-200 de euro. În paralel, dezvoltăm brandingul personal, dezvoltăm, creăm o pagină, dacă trebuie logo, dacă trebuie o pagină de Instagram, facem live-uri, facem expertize, webinare, spunem că noi ne pricepem, arătăm că noi ne pricepem. După ce am mai livrat o lună, două, noi avem logotipuri, le împachetăm în ceva mai complicat, mai complex și începe activitatea noastră, dacă noi am lucrat până în paralel ca contabil sau ca storer sau ca bugalter sau ca director de Hoz Zavod la undeva și vrem mai departe să știm analytic manager, noi începem să decidem, și până la urmă. Dacă eu am făcut asta, văd că ne sprinește, mai departe ce facem? Mai departe noi mergem în zona asta, în zona de creștere. Creștem prețul, creștem volumul, creștem clienții. Cât timp asta poate să vă iei? Deci cât timp vouă să vă iei tăți pașii? Pașul 1-2 o să vă iei în jur de o lună de zile. Pasul 3-4 o să vă iei la fel 1-2 luni de zile. Pasul 5 maxim trebuie să vă iei o lună, pasul 6-7-8 maxim 2 luni, pasul 9 maxim 3 luni, pasul 10 este continuu, adică dezvoltarea sau creșterea noastră este continuă. Dimensionat că acolo 1-2-2-1 lună nu le adunăm și la noi iese partea asta de timp, adică unele procese merg în paralel. Per general, cei care vor, care pot, care sunt tare, 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 bravo. Deci, acei care sunt tare, 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 bravo. Ei vor face asta de la 1 la 3 luni de zile. Cei care normal se descurcă, adică poți să zici că ești adecvat. Tu înțelegi și eu vorbesc ca muia, ai mai puțin timp, dar ești destul de adecvat. O să-ți iei de la 6 la 10 luni de zile, pentru că ai mai puțin timp și pentru că trebuie să lucrezi mai mult. Dacă tu ești mai lenoșel, sau ai o oră pe timp, sau nu prea să ai când tu îți dezvolți capacitatea asta, ți-o să-ți iei de la 12 la 24 de luni. Respectiv, noi înțelegem că din istoria noastră, erau oameni care în a doua lună, avem în Mentor My Business acum oameni care în a doua lună deja fac bani. Avem oameni care peste un an de zile încă și tot nu înțeleg ce se întâmplă în viața lor. Avem cunoștințe care se descurcă destul de bine, peste 2, 3, 4, 5, 6 luni de zile, ok. De voi depinde. Aceiași oameni aud aceiași informații acum. Aceiași oameni. Apropo, dacă este relevantă, lăsați-mi un feedback apropo în Instagram, faceți un screen, dați-mi un tag, talmazan.md și lăsați 2-3 cuvinte despre cum credeți, pe cât relevantă este discuția despre care noi discutăm, dar o să fiu mega recunoscător. Respectiv, când noi trecem un pic deja mai la etapa asta de lucru mai complexă, noi vedem că noi trebuie să deja să începem și lucru cu Excel-urile, și lucru cu cash flow, și lucru cu clienții, și să avem și poate și un task manager, să avem și o analitică, să avem și un Asana sau un Trello, aplicații care ne ajută pe noi să facem monitoring-ul și să monitorizăm toată partea asta de activitate. Adică când noi deja începem să facem leac mai multe valori, când noi câștigăm stabil 500 în fiecare lună și 1000 de la 1 la 2, 3 luni, apropo, un exercițiu interesant pentru freelancer este să calculeze venitul anual, nu venitul lunar.
Pentru că într-o lună tu poți să ai 300, într-o lună poți să ai 1500 și dacă tu faci 10.000 pe an, înseamnă că tu e ca câștigi 800 de euro pe lună. Respectiv, dacă tu ca freelancer ai ajuns la această etapă în care tot ce eu am spus acum, acei 10 pași, aceste sisteme de analitică, Excel-uri, aceste Trello-urile, aceste Asane, sunt ca tatăl nostru pentru tine, apare o etapă. Și această etapă ține de un moment. Și el spune că vine momentul când vrei mai mult, dar nu poți. Adică, în acest moment, când tu procesezi 5 clienți cu 200 de euro, 10 clienți cu 100 de euro, 20 clienți cu 50 de euro, faci copywriting sau faci media, tu începi să-ți dai seama că dacă vrei mai mulți clienți, trebuie să angajezi acolo încă un om. Și se transformă într-o mini-agenție în care tu te cauți clienți, nu mai ai timp să setezi publicitatea, să faci texte pentru că tu trebuie să găsești oameni, pentru că tu ai luat doi oameni la lucru. Ei outsource lucrează, ei toți freelanceri pentru compania ta, dar tu trebuie să mergi mai departe. De ce? Când la tine apare această problemă, că vrei mai mult, dar tu nu poți, întreabă-te câți bani vrei să scoți. Cea mai importantă întrebare din cadrul cursului, trainingului, webinarului nostru de astăzi. Câți bani tu vrei? N-are niciun sens că ai pierdut o oră de vreme dacă tu n-ai răspuns la întrebarea asta sau tu nu vei putea răspunde la întrebarea asta. Pentru că dacă tu vrei 10.000 de euro pe lună, asta e o istorie, dacă tu vrei 500 de euro pe lună, altă istorie. Dacă tu vrei un 300-500 de euro, total altă istorie și ele se rezolvă mâine. Oamenii care vor până la 500 de euro venit pe lună, mâine vă dau soluția. Scrieți în Instagram, Dumitru, vreau până la 500 de euro, știu să fac asta, help me. Scrieți-mi în tamazan.me. Oamenii care vor 1.000 până în 2.000 de euro, scrieți Dumitru, dar pentru voi poate este și altă soluție. Respectiv, în timp, veniturile unui freelancer, scenariu clasic prin care am trecut eu și care este real de atins, este următorul. Că în primul an de viață vei câștiga o medie de la 1 la 2.000 de euro dacă ești băiet, maladețe, ca dacă ești așa băiet care îți descurcă, care faci treabă bună. În al doilea și al treilea an, destul de real, îți câștigi de la 2 la 5.000 de euro și de la 3 la 5 ani, la 5.000 de euro în sus. De ce am împărțit și pe ani treaba asta? Nu se naște, în rusă este, Москва не сразу строилась. Nu poți te naști fără resurse financiare, mâine expert în SMM. Nu tipa fără branding, fără cunoștință. Ori tu până amu ai dedicat acești 4 ani la ceva și te-ai format și azi tu pur și simplu te-ai reprofilat și ești bun. Dar dacă noi suntem la punctul zero și noi vrem să creștem și spunem eu vreau 10.000 de euro, puțin probabil că nu e posibil fără investiții. Nu genul 10.000 de euro, asta e agenție sau asta este un lobby la nivel înalt, dar e și nu un scenariu clasic. Adică nu este un standard. Natalia, vreau până la 500 de euro, dar e ceva nou pentru mine. Da, e destul de real. Vă spun acum și încă detalii pe direcția asta. Ce puteți să vindeți? Deci, întrebarea care trebuie să vă puneți este ce puteți voi să vindeți ca expert. Spre exemplu, în zona de ce vindem noi, ca exemplu pot să vă arăt ce vinde ASAP Digital Team. Da, agenția noastră, produsele de aici, costul e al nostru, e în creștere, voi puteți să luați mai puțin, mai mult, e la discreția voastră. Noi vindem strategii de marketing, noi vindem campanii, noi vindem videoproducție și noi vindem analitică, metrici și audienți. Toate acestea la noi se împart și noi dăm detalizare. Spre exemplu, campaniile la noi costă 250 de euro, administrarea la 3-5 actualizări începe de la 4.000 de euro, digital strategy costă 8.000 de euro, crearea business manager costă 4.000 de euro, Google Tag Manager și analitici 4.000, ecosistemul pentru e-commerce de la 10.000 la 40.000 ajunge, videoproducție. Asta e o mini-prezentare, apropo, a agenției noastre, în contextul în care când clientul solicită după întâlnire, noi transmitem așa un fișier.
N-ar strica să aveți și voi, dacă vreți să lucrați ca freelancer, ca eu după ce am avut întâlnire, voi îmi trimiți un e-mail și îmi dați un follow-up. Bună ziua, Dumitru, mersi de întâlnirea de azi, după cum am discutat, iată-și prezentarea și să veniți în zona asta. Eu cred că un freelancer se ceară până în 100 de euro pentru oricare din serviciile, oricare, posteri, stories, campanie, analitică, copywriting, production, 100 de euro per client, asta e tare ieftin. Găsiți 3-5 clienți, Natalia, și aveți 500 de euro. Cum de găsit? Simplu. Cercul de prieteni, 1, 2, grupurile și comunitățile, 3, începeți gratuit și dați un timp de testing și dacă le place, treceți pe plată. Ei n-au ce pierde, pentru că dacă voi sunteți specialist nu bun, atunci el pur și simplu a doua zi se disparte. Dacă tu depui efortul și demonstrezi atât acolo, ok, există partea asta de posibilități. Ce urmează și care este etapa? Cum credeți voi? Care este etapa următoare? E ca ce mai departe trebuie de făcut? E că voi ați auzit toate momentele astea. Poți să aud vreo 2-3 insight-uri, vreo 2-3 concluzii pe care voi le-ați făcut vouă. Ce la voi în viață trebuie să urmezi mai departe? E ca care este mesajul care voi ați putea să-l formulați în contextul unui mini insight pe ora care noi care am discutat-o? Ce voi trebuie să faceți? Paul, începătorului trebuie stimul pentru a câștiga permanent cât mai mulți bani. Fiind un începător, m-aș bucura și pentru 100 de euro, apoi să merg în creștere, dar nu uităm clientul să rămână să-ți facă. Da, Paula, scenariul tău e cel mai simplu realizabil. Deci dacă tu îți pui un scop conștient, și eu nu vorbesc de sumă, eu vorbesc de scop conștient, el este foarte realizabil. Pentru că voi până scrieți, eu vreau să vă dau vouă un cadou. Spuneam că cei care rămân, că avem 100 de persoane, eu vreau să vă dau ceva cadou. Ofertă specială pentru participanții care la noi au venit la webinar și sunt în zona dată. Pentru toți cei care sunt aici, noi avem programul Mentor My Business și programul Mentor My Business presupune că noi oferim consultanță, ajutor în creșterea, formarea specialiștilor și a companiilor prin a monitoriza, dezvolta abilitățile lor pe direcția de digital, comunicare și antreprenoriat. La voi să apară probabil pe undeva și un buton. Dacă nu ați să-l vedeți sau întâmplător nu ați vă reușească, puteți să-mi scrieți mie în Instagram. Eu vreau să vă ofer posibilitatea ca voi să primiți consultație gratuită pentru cei care ar vrea să câștige de la 1000 de euro în sus. Ce înseamnă Mentor My Business este un program în care noi oferim următoarele detalii. Voi aveți toate instruirile Talmazan School. Voi aveți una, două instruiri la parteneri pe direcția de CRM sau management sau personal branding sau alte abilități care cred eu că vă trebuie la etapa curentă. Voi aveți posibilitate și element de creare împreună cu mine a conceptului la toate detaliile care ține. Voi creăm și setăm procesul, cash flow, business procesul, fișă de post, conceptul, marketing, produsul, vânzările, managementul, HR-ul, planificările. Toate momentele astea sunt parte din ajutor pentru voi ca voi să câștigați acești bani. Adică noi vă învățăm și noi săptămânal avem întâlniri cu voi, cu tine, dacă vrei, în care noi vedem ce ai făcut, cum ai făcut și încotro ai mers. Cel mai interesant lucru l-am descoperit în chestia asta este că, spre exemplu, când ești începător, ai grad de încredere mai mic. În genul, oamenii nu au încredere că tu asta discurci. Respectiv, în zona asta o să vă arăt și participanții noștri, dar aici este o chestie care e legată de încredere și participanții au posibilitatea și dreptul să folosească brandul meu pentru ca să asigure prestatorul care lucrează în perioada contractului că totul va fi bine.
Adică noi cu unii avem call și eu spun, da, Nicolae, Ana sau este în mentorat cu mine, respectiv ce presupune asta, că eu verific tot ce faci e. Adică dacă tu ești în programul Mentor My Business, eu urmăresc tot ce ai setat tu și te corectez. Te instruiesc și pentru cei care vor să-și dezvolte propria afacere sau agenție sau business, astăzi am avut o persoană care vrea să-și ridice la un alt nivel un service centru și nu e nimic, nici cermeni, nici echipă, nici nimic, tot, de la logo, site, pagini, tot. El înțelege că trebuie, de el nu știe care e ordinea, care e logica, care e prioritatea. Noi putem să oferim această asistență. Câteva proiecte v-am spus care deja anul trecut au beneficiat de mentoratele și consultanța noastră pe proiectele Mentor My Business și consultanță corporativă și astea sunt persoanele care acum sunt studenții noștri pe Mentor My Business. Ioan Palade, artist a Moldovei, Anișoara este o studentă din România, Mariana este de la Bălți, este și Sorina de la Sângerei, Ana pe direcția de servicii hoteliere, Mol Telecom, avem E-Avionul, avem Ortolife-ul, Clinica Repromed, câteva companii care au fost până acum, Family Fit Club, o familie Descălescu care se ocupă cu partea de sănătate și sport și instruire. Deci, ei sunt acei care acum sunt, noi când am făcut dat trecut evenimentul, ei au beneficiat de consultații și după asta au decis să meargă pentru mai business. Respectiv, aveți butonul ofertă gratuită la webinar. Cei care vor să câștige mai mulți bani sau să se înțeleze propria afacere, cei care cred că pot împreună cu mine crea ceva mai mult, aveți posibilitatea să discutăm 10-15 minute prin Zoom să vedem ce întrebări aveți legate de programul Mentor My Business. Aș vrea să nu folosiți această consultație pentru ca să întrebați, dar cum să-mi fac Instagramul meu? Că am avut dat trecut două persoane și nu că nu răspund la întrebări, dar probabil o să luați locul altei persoane care poate într-adevăr are nevoie și până să-i ajungă rândul, pentru că noi de obicei vreo 30-50 de consultații o să fie după întâlnire de azi. De aceea, cât mai repede vă înregistrați, cât mai primul o să fiți primul venit, primul servit. În sensul ăsta. Dați-mi un feedback instant, eu până când nu știu cine s-a înregistrat, cine ar vrea să participe în cadrul unui program de asta. Nu în partea de consultanță, training care nu vă implică nici o responsabilitate, o consultație, doar beneficiați. Dar ideea ca să aveți un mentor să vă dezvoltați abilitatea de 5-10.000 de euro pe an, în primul an, cu investiții foarte puține și cu timp mai puțin sau să vă creșteți o afacere personală. Cine ar vrea să ar fi predispus să participe și îi place ideea de participare în cadrul unui așa program ca Mentor My Business? Repet, este o chestie legată de dezvoltarea voastră antreprenorială și participanții ăștia sunt cei care argumentează că ceea ce vorbesc eu este un adevăr și este sens în direcția asta. 2-3 persoane din 100, 4-5, ok, sper că celălalt se rușunează sau sunt la etapa în care poți discuși singuri, tot e o soluție, minim la o consultație, dacă aveți întrebare, înregistrați-vă. Zic eu de fiecare dată că argumentul meu, uitați-vă și în screen-ul dat, sunt peste 30.000 de participanți la evenimentele care le organizam eu în offline. În Facebook, în YouTube, puteți să găsiți tare mult feedback la nivel de la nivel de cum noi lucrăm, încotro noi mergem și în ce direcție tot asta se dezvoltă. Am ajuns la un punct care se cheamă întrebări-răspunsuri. O atenție mai sporită îți dau comentariilor, pentru că mesajul care am vrut să-l transmit și probabil o să fac o concluzie așa micuță pentru cei care vor să plece și nu au întrebare și nu interesează mai departe ce discutăm noi, nu interesează nici consultația, pentru ei o să facem o concluzie. O concluzie care puteți și să faceți un stories. Net, dar poate măcar un ajutor la tineri artiști să faceți. Dacă ești student, freelancer, deja, mămică, antreprenor începător, care nu are bani ca să plătească alți specialiști,
Dacă ești o persoană care vrea să reprofileze, lucrează într-un domeniu, da, trebuie. Înțelegi că azi poți și acasă, mâine poți și în America, poi mâine în Anglia și trebuie de un online, de undeva să lucrezi, că nu poți duci la oficiu. Și tu vrei să te reprofilezi în digital, e o decizie nu rea. Cu capacitate de câștig de la 100 la 1000 de euro, fără să ai sute de mii investiții. Fiecare va investi, eu cred că până la, pe an, până la 5.000 de euro, ca să faci 10.000 în primul an, cred că o să ai așa investiții. Dacă vrei până la 100-500 de euro, probabil nimic nu trebuie să investești decât cunoștință și la o anumită etapă, instruirile care, dacă nu ai abilitatea să înveți singur, va trebui să duci undeva să te înveți. Păi iată, tu întâi trebuie să te apreciezi și vrei. În care din rețele sociale? Care rol? În ce direcție trebuie să te dezvolte? Caută oamenii care fac asta deja. Urmărește-i și vezi viața lor și întreabă-te, vrei tu și ca dânșă? Vrei tu și așa obosit ca talmazan care stă la ora 10 seara și face webinare ca să crească vizibilitatea și ornă să în piață? Sau vrei și pur și simplu așa nimeni nici nu știe numele tău și acolo să prestezi 3 companii cât 500 de euro și să ai 1500 de euro liniștit? Cât de adânc ești gata să te duci? Pentru că dacă vrem să mergem adânc, noi nu putem în toate găurile. Noi trebuie să alegem o gaură, media, copywriting. 1. Am făcut o adâncime care ne place, am ieșit și am făcut alta. Putem să fim expert pe 2 direcții, pe 3, dar nu concomitent. Va fi greu să faceți asta concomitent. Începeți dacă sunteți 0, nu aveți experiență, începeți gratuit să faceți aceste servicii. Navigați prin YouTube, prin chat-uri și acolo sunt mulți startuperi care nu se pricep nici companii și ei sunt gata să vă ajute, să vă dăie compania și încă pasiva să vă spui. După care voi folosind tot activul ăsta, puteți să mergeți în zona de prestări servicii. Pe urmă creșteți, 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 creșteți și ajunge etapa de plafonare în care faci 1000 de euro, poate 2, și tu spui, rămân aici și nu angajezi oameni, oficiu, de ca să lucrezi. Sau angajezi oameni, oficiu și merg în zona de agenție, unde fac 35.000 de euro pe lună, 50-100.000 de euro pe an. Sau fac 5, 10, 20.000 de euro ca freelancer. Greu va fi 20.000 de euro. 10.000 de euro e real, pe an. Respectiv, în contextul ăsta, asta e calea pe care tu trebuie să mergi. În adâncime, în profunzime și în expertiză. Dacă tu crezi că eu pot să te ajut să câștigi, sau eu cred că pot să te ajut să câștigi bani sau să-ți lansezi o afacere, îți propun o consultație gratuită. Am spus că azi nimic nu vând, adică consultația nu te obligă ca tu să cumperi ceva. Dacă tu ai nevoie de instruire în Instagram, dacă ai nevoie de instruire în Facebook, la noi acuși săptămâna viitoare să pornești niște cursuri offline. Putem să luăm 3-5 persoane. Ce, nu știu dacă sunt la ediția asta locuri, dar puteți înscrieți Instagram, talmazan.media, Dumitru, aș vrea detalii de cursul de Instagram, sau despre Facebook, sau despre reclame, sau despre marketing. Asta cei care nu vor să meargă în freelancing, dar vor așa o singură ei să înceapă ușor. Dacă tu vrei să mergi pe direcția de următorii 3, 5, 6, 12 luni, atunci îți propun să te gândești la programul Mentor My Business, care presupune 6 luni în care eu cu tine lucrez săptămânal. Și acele persoane care le-ai văzut deja lucrează și deja au rezultate, poți să le scrii în privat și să-i întrebi cum vă pare colaborarea. Trec la întrebările voastre. Dacă voi le aveți, dacă voi sunteți conectați în zona asta, să vedem ce e aici, ce întrebări sunt. Așa, internațional sau numai pe teritoriul Republicii Moldova. Laurenția, dacă vorbim de mentorat, atunci noi cred că discutăm despre faptul că el și online poate fi. Noi avem chiar oameni care sunt din Moldova, dar noi prin Zoom facem consultanță. Deci, de ce e posibil și online? Pe TikTok postezi mult, pictezi pe Instagram frumos, rezultat final, vei avea succes cu siguranță. Dacă e apreciere, mersi, Victor e înregistrat, super Victor, ne vedem. Așa, Dumitru, cât real este pentru o persoană neinițiată fără studii în domeniu, șanse să devină un freelancer bun? Olga, nu există studii de freelancer, studii de social media. Majoritatea oamenilor care sunt de succes, ca tare întâi au fost în faza asta. Majoritatea.
Puțin din ei au avut prieteni, familie care lucra în acest domeniu și el de mic copil sau din 35 ani în urmă încă a început să privească aceste direcții de trend. Majoritatea, tare mult depinde ce vrei tu. Dacă tu ești gata să rupi asfaltul, scrie în Instagram, Dumitru, eu sunt gata să rup asfaltul. Și noi te luăm un program pentru mai business și în 2 luni de zile te faci 1000 de euro pe lună. Și asta nu este gen vorbă, asta este experiența clienților noștri. Respectiv, eu cred că este destul de real și nu necesită ca voi să aveți panaslestvul ca la gadalcă în tretim păcălenie să mărâmșică. Eu am 14 ani la moment, încep să postez Instagram și am crescut de la 200 la 700 de urmăritori și într-o zi m-am oprit și am observat că scad. Ce ar putea face fiindcă eu m-am oprit din cazul colegilor, mică și băteau joc de mine? Bianca, îmi pare rău că mediul nostru nu întotdeauna înțelege ce facem noi și da, asta nu doar la tine și la oamenii și care au barbă tot câteodată să uită drujii și spun hai, lasă-vă tema asta. Sau... tu și chiar crezi că sunt care ascumpere sau hai lasă, am văzut story-ul tău sau life-ul tău. El singur nu e în stare să facă așa story-uri, așa life-uri, dar lui îi pare că el are dreptul să te critici. Eu doar te încurajez că tu să continui să comunici. Nu știu despre ce tu faci, sper că ceva frumos și pozitiv, dar crede-mă, nu e nimic rău în faptul să creezi conținut care te caracterizează. Și cantitatea de follower nu este nota care se dă la contentul tău. Imaginați-vă, acum noi avem 89 de persoane. Noi am avut 700 de înregistrări. 700 de înregistrări, aproape, cât acolo? 7%? Eu știu, spune, băi, nu în principiu nici ies în atac. De obicei 40%, dar aici așa de puțin. Dar eu de mult am încetat, nu să ascult gura lumii sau să mă descurajez de la așa statistică. Aici sunt 89 de persoane, 89 de personalități, suflete, oameni, real, jii, care e ca să uită și reacționează. Respectiv, dacă tu faci o postare și acolo ai 3 like-uri și 2 comentarii și tu spui, blin, nu a mers postarea, adică nu a mers, 3 oameni, jii, au dedicat timp din viața lor pentru tine. La noi s-a stricat o leacă barometru dintre ce înseamnă reacție. Imaginați-vă că și 3 oameni, 3 oameni, jii, mergi pe drum, și salut cu tine 3 oameni. Și spui aici, asta e salut. E ca dacă să mergem în o turmă de 1000 de oameni, e ca atunci eu simt că merg normal. Respectiv, eu doar te încurajez ca tu să continui și cred că tu, ca generația alfa, o să reușești tare mult dacă de pe acum tu înșechi să fii prezent în așa webinare și să asculți cum se poate de făcut. Voi sunteți o generație tare curtaie. Tax, când îmi spune să prestați servicii, să faci ceva ce vă place sau puteți face bine de acasă. Da, Sergiu, mersi de completare. Da, freelancing-ul sau de ce am numit eu cum să faci bani din online sau liber profesionist, este persoana care nu este angajată, ea nu are director, ea nu are responsabilități, ea poate să aibă patente dacă vrea să lucreze legal sau de obicei nu are și ea are 2, 3, 5 branduri care... la care le prestează servicii de social media sau oricare alt servicii, de acasă, la distanță, fără să vin la oficiu, fără să dedici timp. Doar se lucrează, practic, în bază de rezultat, nu în bază de trebuie stai în oficiu, să te văd că ai venit la fix la nou. Câte agenții cunoști din Moldova pe SM? Cătălina mea, eu cunosc vreo 5, ele sunt vreo 20. 5 cunosc cumva sucreat poate împreună cu perioada agenției mele. Sunt probabil vreo 3 agenții care n-a să le știm numele niciodată pentru că ele lucrează cu proiecte prin lobby și cu proiecte de guvernamentale și ei n-au nevoie de PR. Sunt agenții pe care trebuie să le știi, dar ei bani puțin probabil că fac. Deci aici în Moldova sunt agenții, dar atât agenții cât și specialiști pe oricare din funcții, noi nu avem în exces. Este loc încă și de agenții, și de specialiști, de tăți. Mai multe branduri au nevoie acum de ajutor. Respectiv, cam așa. Dumitru online se fac sau offline? Avem, dacă cursuri sau mentorat, avem și online și offline.
Deci avem Instagram-ul și Facebook-ul, avem săptămâna viitoare, sâmbătă, o zi întreagă și duminică o zi întreagă. O zi Facebook-ul, o zi Instagram-ul. Avem de săptămâna viitoare despre reclame. La fel, să fie o lună de zile, o dată, două ori pe săptămână, offline și avem program și online. Mentoratul se face o dată pe săptămână, Mentor My Business. Sunt teme care vreau precis să facem offline, dacă asta e posibil. Și sunt teme care putem să le facem și online, dacă asta e posibil, dar de obicei se discut. Însă este ambele. Ce consultați mai aveți în afară de Mentor My Business? Irina, avem doar audituri și de crearea departamentelor de marketing. Avem două companii acum la care noi lucrăm. Pe direcția asta, ce presupune asta? Presupune contract pe 12 luni, participarea mea o dată, două ori pe săptămână în companie la voi, câte una, două ore, în care noi descompunem business-ul vostru în detalii și creăm departamentul de la fișă, la proces, angajări, instruiri, KPI-uri, canale de comunicare. Noi acum suntem în perioada de scriere a manualului cărții de departamentul de marketing, că am mai făcut și câteva webinare și simțim că tema asta e tare, tare importantă la noi. 3 luni este real 100 de euro pe oră ca project manager în 3 luni. Victor, din prima lună este real. Nu este întrebare, 100 de euro pentru project manager pot spui că e puțin. Întrebarea este nu în funcție raportată la preț, dar în persoana care vrea să devină project manager. Dacă e no name, dacă nu a avut experiență, dacă nu are druji, nu are cunoștință și e lene să iasă din casă, să ducă la un eveniment, să facă networking, să ducă prin clubhouse, să iei cuvântul și să piarească, va fi greu. Cunoștințe noi putem să dezvoltăm într-o lună, două, să-i spunem tot ce trebuie să facă, pas cu pas. Dar de tine depinde cât de tare tu asta vrei. Și atunci măcar și 300 de euro poți iei. V-am spus, nu există preț. Ăsta e vectorul găsit în piață. Dar dacă eu mă uit la tine și tu nu ai făcut niciodată nică și nu știi nică și vrei multe, apoi eu nici 50 de euro nu-ți dau project manager. Mai mult că atât, noi avem situații că noi gratuit nu luăm. Noi eu mai mult timp pierd decât tu ne aduci valoare. Tu îmi bei ceaiul, mănânci picenile, îmi consumi în electricitatea, îmi închilcești prin tricșoare. Eu mai mult, tu, panier dacă ai de câștigat, dar eu și am din asta ca antreprenor. Așa că aici prețul va și nu e rolul cel mai important. Așa, rupem betonul, rupem betonul și asfaltul. Eu zic că ceva se întâmple. După asta în clubhouse mergem dacă vreți. Cum legalizarea contractele? Contracte, sunt contracte, tu poți presta servicii de instruire sub ca patentă, poți faci contract de prestări servicii cu drept de autor, plătești 12% sau faci contracte, cum facem și noi, de angajare oficiale. Adică dacă ești ca persoană fizică, probabil cum foarte mulți freelanceri, nici cum. Dar este o chestie importantă, dacă tu vrei mulți bani, tu trebuie să lucrezi cu proiecte mai serioase. Dar proiectele mai serioase lucrează cu oameni serioși. Dar oameni serioși înseamnă ca un SRL, dar asta e o etapă ulterioară. De la început, tipa să începi cu crearea SRL-ului, fiind freelancer, va și samoubistvă. Pentru că pui mâine, te răzgândești și trebuie să câmpli jumătate de an să închizi firma. Așa că mai bine să te asociezi cu cineva care are firmă și să treci contractele prin trânsi, iar tu să prestezi servicii. Dumitru, eu deja pictez de 2 ani și aș dori să vând tablouri. Cum îmi sugerez să încep? Mihaela, foarte mult depinde. Eu am văzut case-uri în stories, în live-uri, cum oamenii vând aceste direcții de tablouri. Genul, în Moldova, minusul cel mai mare e contextul cultural, la tare multe produse. Adică noi nu cumpărăm tablouri pentru că noi nu cumpărăm tablouri. Nu, tipa noi kebab cumpărăm, asta e normal. Tablouri? Cine cumpără tablouri? Când absolvim la școală, cumpărăm tablouri de adicare, de cele care strălucesc. Așa mari, cu zacat, cu corabii și care strălucesc. Tu vinzi tablouri tipa care-s gata sau tu mă pictezi pe mine? Aici e o audiență specifică. Însă, costul tabloului, 100%, încă o dată, revenim la brandul personal. Costul tabloului nu este în frumusețea în care o desenat. Noi știm că este un cacoită figinea desenată, mă scuzați oamenii de artă, și acolo costă câteva sute de mii și tu întrebi, stai alea, copilul meu mai gine, el la Asaru a făcut 3 de este. Adică nu e întrebarea în asta, întrebarea este ce fel de tablouri vinzi și cui?
Deci aia pur și simplu îți trebuie o pagină. Pagina trebuie să fie popularizată, trebuie tu să-i prin cluburi, prin cercuri, trebuie să povestești despre asta. Fă un webinar, fă un live, nu trebuie webinar, fă un live. Arată pe speed cum tu pictezi tabloul. Pune un GoPro și filmează 3 săptămâni și arată-te asta în 30 de secunde. Și pune 50 de bucks-uri și arată asta la vârsta care mai des cumpără de la tine. Și eu cred că șanse sunt alea că să popularizezi conceptul. Faci site în WordPress, lucrezi cu Adobe, bine să bat companiile pentru tine. Da, da. Nu toate companiile au nevoie de site, Sergiu. Nu toate, dar vor avea nevoie și probabil site-ul este unul din instrumente care pentru anumite companii must have, pentru anumite companii n-ar strica să aibă. Ideea a fost că trebuie să fie cunoscut. Da. Vreau să încep freelancing în fotografie. Ah, de unde să încep ce să iau calcul, fiindcă aparat am deja Adobe, îmi văd ce să fac, să vă da, da. Este, Adrian, spre exemplu, calea în care, spre exemplu, tu să te duci la Iordache și să iei curs de la Iordache și să apari prin stories la Iordache și dacă tu ești tare talentat, Iordache să fac un story și spun ceva și am un student care e că eșe, tu poți primește un trafic de acolo. Alt trafic, spre exemplu, cu Alex mă cunosc, ei la începuturi lucrau tare mult la evenimente. Am uitat, din păcate, asta nu este posibil, dar cum? Sunt zeci de companii. Spre exemplu, că tu, dacă ești fotograf, scrii neapărat mie în privat, pentru că eu am nevoie de... avem noi un proiect Prom Capsula. Apropo, dacă sunt aici studenți, noi avem un proiect Prom Capsula care presupune că noi venim la voi în școală, vă facem o poză, filmăm un mini spot cu voi, scurt, cu fiecare din studenți, nu contează, ești absolvent sau cu orice elev, grădiniță, școală, liceu, universitate, cu tot clasa voastră, cu profesorii. Și noi avem o platformă pe care încărcăm tot asta an de an și să facem un soi de timeline în care voi puteți peste 5 ani să vedeți 5 video adresări de la voi către voi, cum voi erați și gândeți. Și noi avem peste, în fiecare școală sunt 300-500 de elevi, așa că avem nevoie de fotografi care să facă o poză. Deci scriem în privat Dumitru, eu despre fotografii, dacă mai sunt care fac video, foto, noi avem nevoie de așa specialiști. Respectiv, Adrian, altă direcție este să cauți companii unde tu sui companiile. E că acum una din direcții este Clubhouse. Și acolo să iei cuvântul și îți dau acolo 30 secunde și spui, mă numesc Adrian, eu fotografiez produsele comerciale. Spre exemplu, dacă ești companie și ai nevoie de foto la un produs, tare ieftin costă pentru că eu sunt la început și sunt gata să fac pentru voi o reducere. Adică sunt soluții. Întrebarea este cât de tare tu vrei și dacă tu ai încercat să faci ceva. Dacă ai făcut ceva valori în direcția asta sau nu. Ce filme, cărți te-au inspirat în domeniul digital? Alex, cel mai mult pe mine m-a inspirat exemplul YouTube-ului. Adică YouTube-ul pentru mine a fost platforma în care eu m-am format. După asta a fost Blueprint-ul, platforma în care eu m-am certificat. După care au fost câteva cărți legate de management, dar nu inspirat în direcția de SMM. Eu mai mult drujesc cu podcasturile, live-urile, stories-urile YouTube-ul decât cu cartea, chiar dacă ultima perioadă totuși cred că trebuie un accent și acolo depus. Eu, pur și simplu, îmi place să aud în mașină, eu pun acum Clubhouse, pun acum podcasturi sau vreun interviu la YouTube cuiva și eu pot în jumătate de oră să ascult 3 cărți, nu doar una. E tip maniera mea de consum. Dar, spre exemplu, puteți vă uitați la filmul Social Dilemma. Puteți să vă uitați la filmul Social Network, cum s-a creat YouTube-ul, Facebook-ul. Social Dilemma, recomand să-l vedeți, tare fain, să înțelegeți cum lucrează algoritmii, social media și în ce direcție asta merge, este extraordinar. Laura Voiceover. N-am înțeles, Cătălina mea, ceva m-am pierdut eu. Laura, eu vreau să-mi promovez vocea. Am început cu platforma Instagram, doar că la noi mult se apreciază prostie decât talentul și chiar greu de promova și se cere multe investiții. Pe început, practic, Laura, mie îmi pare că tu n-ai dreptate.
A fost un fenomen mai la ruș. Normal că nu ne putem compara după audiență, după maniera de lucru, dar erau patru băieți care în mașină fac videouri de astea funny cu vocile altor actori. Dacă la tine este vocea nu altor actori, dar este pur și simplu voce bună pentru sonorizarea spoturilor sau asta, eu cred că tu trebuie să înregistrezi vocea ta. Eu fac spoturi cu companii de montaj, ei de obicei îmi trimit 3-5 voci care vorbesc vesel, trist, serios, comic, așa, în secunde. Du-te la radio, înregistrează track-ul ăsta. Du-te în Google, caută top 10 companii, trimite-le e-mail și spune: eu sunt Laura, eu fac voice-over. Iactă, eu sunt șapt cât costă, dacă îți vă trebuiască. Crede-mă, nici o companie de voice-over nu zic că nu, avem destui. Pentru că eu, ca potențial client, cât îmi prinesc mai multe voci, cu atât mai bine. Deci dacă tu real ești bună, atunci minim pasul ăsta fără branding, fără nică, prostă pasul ăsta fără și trimite-l la tăți. Dacă nu lucrează, da, să lucreze, atunci tu poți să activezi deja instrumentele digitale. Aici eu cred că e tare simplu și nu e tare complicat. Întrebări dacă mai sunt. Sper că dacă am scăpat vreo întrebare care este în zona în zona pe care voi ați scris-o, vă rog să o repetați mai sus sau dacă ceva nou la voi a apărut. Vă rog mult să-mi spuneți dacă este ceva. Nu uitați butonul, nu uitați Instagram-ul, să faceți un tag, să scrieți feedback-ul vostru în Instagram, cum v-a părut evenimentul de azi, contentul, direcția de freelancing. Dacă completați formularul și dacă vreți mai multe detalii despre Mentor My Business, dacă vreți direcția de cursuri, vreo ofertă, puteți să înscrieți direct în Instagram, talmazan.md, Dumitru, vreau curs Instagram sau Facebook sau reclame sau dezvoltare personală sau marketing. Avem cursuri de la 9 euro până la 500 de euro, diferite de toate, în orice format, disponibil online, distanțător, offline, individual, orice formă este. Sorin, cum să te adresezi companiilor din Moldova, fiind un freelancer, copywriter, cum găsești clienți? Companiile lucrează cu companiile. Deci, eu cred că trebuie, dacă ești începător freelancer, trebuie să începi de la cercul de jos. Am zis, prietenii, asta e primul cerc, a doilea cerc, asta sunt grupurile. Deci, sunt foarte multe grupuri de copywriter. Ce poți să faci tu acolo? În grupurile de business, spre exemplu, nu, spre exemplu, cum ar fi social media în culise, sunt foarte mulți antreprenori. Tu poți să creezi o postare, nu eu fac copywriting, dar să scrii o postare, 5 tehnici de copywriting pentru problema cu COVID-ul. Asta accepti, Vadim, cu siguranță, pentru că dai content util. Pe urmă tu mai stai și acolo cineva întreabă, dar voi nu știți, ia ca top 3 postări cele mai populare. Și tu te expui, deci cea mai ieftină cale prin care voi vă puteți găsi clienții, asta este voi să faceți sharing. Deci v-am spus, prima, asta mergem în grupuri, comentăm sau creăm postări cu folos. A doilea, dacă ai un blog, poți să dezvolți niște articole în tematică și la fel să le pui în rețelele tale de socializare. A patrulea, tare eficient, asta este live-urile. N-a crăineac webinarele, în care tu trebuie să dai tare mult. Noi primii 2 ani de zile prosta dădem. Noi n-am avut așa instrumente cum să înalță. Noi pur și simplu intuitiv ceva facem. Dar ceea ce trebuie să faci tu acum este să oferi. Și în feedback oamenii o să-ți plătească. Și asta n-ați trebuie să aștepți mult. Important să fii tare bun sau bună. Sunt mai mic în concediu de maternitate și vreau să veniți suplimentar și ocupație. Ce aș putea să fac? Lucia, să faci pașii despre care am pus. Găsește, dacă crezi că social media este pentru tine, ori treci instruirea, ori treci un program de Mentor My Business, ori treci instruirea la noi, ori la alții. Acum nu este doar despre Dumitru Talmazan, este despre concept. Ți-ai trebuie să găsești un om care te înțelege și ți-e îți place unde el a ajuns sau cum el trăiește sau încotro el merge. Începi să-l urmărești, dacă are cursuri, cumperi cursuri, dacă îți dă consultații, e consultații,
Dacă n-are sau nu e, du-te în altă parte, găsește, instruiește pe o filieră, una din rețele sociale, pe una din direcții. Facebook copywriting sau Facebook campanii. La Facebook și Instagram campanii. Mai departe, ia unul, doi clienți gratuit, începe să te promovezi prin grupuri și vei lua încă unul, doi cu plată. Și o să faci 100-200 de euro. Dă-ți 1, 3, 6, 12, 12, 24 de luni, dependență ce fel de om ești. La noi în program Mentor My Business, noi rezolvăm întrebarea asta în 6 luni. Eu nu cred că este rezolvabil în 3 luni, se devie ca așa mâine și să începi să faci. Adică e prea simplu ca să nu dai nici un ban și să faci mâine 1000 de euro. Ei, era o poveste la rușie, Emilia Napice, da? Deci eu cred că e posibil, dedici una, două ore și poți face cu siguranță. Încă de acasă sunt mai trendul vânzători, tot ca mămică poți să dedici în direcția asta, adică este. Încă este un trend, mai puțin în Moldova, mult internațional, este asistent personal. Deci tu te ocupi de agenda mea de la distanță, este încă așa ceva. Așa, am afaceri legate de parfumerie. Cum este puțin dezvoltată afacerea pe mediul online și ce și de căpătat încrederea clienților? Viviana. Viviana, dacă brandul nu este un naming sau dacă brandul este replică și nu sunt calitative, o să fie nu că mai greu, dar o să fie specific. Imaginați că eu știu ce înseamnă la Costa și eu de obicei știu la Costa Verde, care e preferata mie, care cu miroasă. Și eu văd că e costă 35 de euro și eu zic, aha, două întrebări. Ori asta e Kidalova, pentru că costă de 100, ori e o reducere foarte mare. Respectiv, dacă eu nu cunosc brandul ăsta, probabilitatea eu să cumpăr la mine nu-i. Dar este altă categorie de clienți, la care le tot una cum se numește parfumul, important să miroasă. Și atunci el e gata să cumpere parfum în contextul ăsta. De ce? Dacă tu o să intre, era un ciuvac în TikTok, e extraordinar. El pur și simplu făcea diferite show-uri, era frumos și el se parfuma. Apropo, de acolo m-am învățat cum se parfumează. În TikTok m-am învățat cum corect se parfumează. Odată aici, odată aici, odată aici și odată e ca aici. Din urmă te parfumezi, știți de ce? Că atunci când tu treci pe lângă dame, de aici se duce aroma care îi tumănește. Eu niciodată nu știam că trebuie de urmă să te parfumezi. Avea că tu poți să faci story-uri, tips-uri, să povestești parfumul ăsta, că e acru, că e roșu, că e verde, că care e fișca. Content. Nu contează ce voi faci, țăsămăm, parfumerie, petiți fermă. Nu contează ce voi faceți. Voi nu puteți să luați din piață ceva fără să dați acolo. E că greșeala noastră în marketing este că noi, tipă, mâine ne ducem, facem o postare, vând, punem buspost 5 bucks și spunem, cumpără. Dar azi, din voi, cine e gata să cumpere cursul de Instagram? E că voi nici nu v-ați gândit, voi nu vă trebuie și zic, cumpărați cursul de Instagram. Cu pislana. Adică, cum tu să cumperi dacă tu nu știi cine sunt eu, dacă ție nu-ți trebuie Instagram-ul, dacă tu prima oară mă auzi, dacă tu încă n-ai încredere în mine, dacă tu... Adică, și trebuie să întâmple să ai încredere? Să mă vezi mai des, să primești la mine ceva gratuit, calitatea serviciilor mele să fie bună, să auzi la alții că eu sunt bun, să-ți apară problema și eu să fiu soluția pentru dânsul. Trebuie să întâmple circumstanțe. E că decompoziția asta trebuie să fie făcută. Și pentru cei care vor un venit mai mare, este Mentor My Business, este butonul pentru consultații în care puteți să aflați mai multe detalii. Și eu când vorbesc așa, parcă mă simt la Top Shop. Așa. Ok. Dacă nu sunt întrebări. Dacă nu sunt întrebări. Da, voi acum puteți să puneți întrebări. Vreau să vă mulțumesc. Vreau să vă mulțumesc pentru că ați făcut stories. Doar am pentru ce să vă mulțumesc, nu? Vreau să vă mulțumesc pentru că ați manifestat interes față de evenimentul nostru și pentru că probabil împreună contribuim la elementul de calitate a prestării serviciilor în piață. Și unul din motivii de ce fac eu aceste webinare este că dacă voi veți seta publicitatea mai corect, publicitatea la clienții mei să fie mai ieftină. Pentru că nu să... Știți cum sunt în filme când... fug de bandiți și ei e automatul și începe e ca așa să se împuște, să se învârtească de parcă, da, e ca așa se întâmplă publicitatea azi. Buspostul 865 stăt în Moldova. Superb targetare,
cu anunțul cumpăr acum, vând parfum, vând 3 kg de șapă și restul. Adică marketingul este fundamentul rețelelor de socializare. Întâi trebuie să ne acufundăm în marketing, să înțelegem că acolo este avatarul clientului, că acolo este audiența, că acolo sunt oameni jii. Că pe dânsă ei defocusează, că ei zilnic n-au atâția bani cât reclamă văd. Că lor de am probabil parfum nu le trebuie următorii jumătate de ani de zile. Eu am cumpărat luna trecută parfum, două parfumuri. Asta înseamnă cu viteza cu care eu mă parfumez, peste vreun an de zile poți te aproche la mine cu întrebarea asta. Dar cum să ajungi atunci când mie-mi trebuie? Asta înseamnă eu știu de tine continuu. Respectiv, făcând mai bine, noi toți vom avea de câștigat din asta. Dacă voi vreți un venit de 100, 200, 300 de euro, puteți să încercați să desinstitor, să învățați social media din online în Google, how to set up a Facebook campaign, how to grow in social media. Dacă voi vreți mai repede, puteți să treceți cursuri la noi, scrieți în Instagram, Dumitru, vreau Instagram sau vreau Facebook sau vreau marketing. Dacă vreți 500 de euro și în sus, este un program de 6 luni de zile. Detaliile de program. El nu este pentru toți și noi mai avem vreo 3 locuri, pentru că 15 oameni sunt, dar eu n-am când nici nu s-a teorie ca să se dedic la 50 de oameni. Adică noi mai luăm din tura asta care este, să luăm încă vreo 5 persoane, avem peste 50 ceva de înregistrări deja, respectiv vreo 5 persoane maxim o să putem să luăm, care primii se vor decide. De aceea, cei care știu și Mentor My Business, vreau de mult și vreau, scrieți în Instagram și vă iau fără rând. Ori așteptați până să vă suni colegii mei și o să vă programez o întâlnire cu mine. În rest, sunt webinarii, live-uri. Apropo, sunt rumurile în Clubhouse. Dacă nu sunteți, trebuie să știți, minim să ascultați. Pe urmă, o să vedeți ce să faceți cu asta. Eu încă nu știu ce să fac acolo afacerile, dar minim ca consumator, deseori este interesant. Îți fură mult timp, de ce eu mă conectez de obicei după ora 10 acolo, că dacă ceva să adorm și nu-mi pare rău. Ziua lucrez. Talmazan.media este ID-ul meu și acolo, poate seara o să fac vreun room, așa că abonați-vă și putem să discutăm și acolo detaliile dacă o să mai apar întrebări. Succes în activitatea voastră! Succes în tot ce faceți pentru brandurile clienților voștri! Și eu sunt sigur că noi să ne mai vedem. Lăsăm butonul, lăsăm datele de contact care la noi sunt afișate pe ecran și în condiția asta eu pot doar să vă spun o seară frumoasă, succes în viață și mult, mult, mult spor pentru toți cei care vor să fie în domeniul digital. Cu voi a fost Talmazan Dumitru, Talmazan School și tăți care acolo la regie și tăți eu ca la televiziune, știți? Mulțumim mult, am să spornească titrele, regia sunet, regia imagine, like-uri, share-uri și comentarii și sănătatele la neamurile voastre. Pa, pa, succes, o seară excepțională vă doresc!